Bun găsit, prieten, la TVR Sport Special. Invitatul nostru de astăzi este Claudiu Bumba, jucător în Ungaria la Kishvarda. Te salut, Claudiu. Cum este pentru tine această perioadă în Ungaria? Cum te-ai acomodat și cum ai reușit să te pregătești în această vreme de pandemie? Salut! Da, este destul de greu să te acomodezi cu astfel de situație. Pentru mine, sincer, și pentru colegii mei de aici, n-au fost niște restricții foarte drastice, pentru că undeva acest orășel e puțin izolat, e destul de departe de focarul Ungariei, să spun așa, județul Pest, pe lângă Budapesta. Și am fost feriți așa de această pandemie. De puțin timp am început și noi antrenamentele, totul merge în regulă și, din câte am înțeles, pe 30 mai vom avea primul meci. Cum ai reușit să te reacomodezi cu efortul pe teren după probabil mai multe zile în care ai făcut pregătire doar acasă? Da, așa este. Am stat câteva zile acasă, pe urmă cei de la club ne-au chemat, ne-au cumpărat ceasuri individuale pentru a ne pregăti separat. Baza de antrenament a fost deschisă, doar că n-am putut să stăm și să facem antrenament unul cu celălalt. Am făcut fiecare individual. A fost cât de cât ok. Nu am pierdut foarte mult din tonusul pe care îl aveam și v-am spus, eu zic că suntem la un nivel bun. Plus că mai avem câteva zile de antrenamente și de pregătire până la primul meci oficial. Te simți pregătit să duci 90 de minute, din nou acel efort susținut al unui meci? Deocamdată 100% nu sunt pregătit, dar având în vedere săptămânile rămase până în 30, eu zic că vom fi 100%. Cum te-ai acomodat în Ungaria? Cum este campionatul? Cât de puternic este în comparație cu Liga 1? M-am acomodat bine, având în vedere că la început aici am avut încă 4 colegi români, plus antrenorul. A fost foarte ok din punct de vedere al adaptării. Am intrat foarte repede în pâine, ca să spun așa, și n-am avut nicio problemă. Ca și nivel, eu spun că e asemănător cu cel din România. Spuneai de colegii români, știm foarte puțin, știm doar că au plecat Grozav și Latovlevic. Ce s-a întâmplat cu ei, tu fiind mai apropiat decât noi de club și de ei? După câteva zile în care nu se știa ce se întâmplă la început cu acest virus, nu știu, ei au hotărât să pleci așa, și-au cerut voie, din câte am înțeles, de la antrenor, de la patronul clubului. Ei nu ne-au lăsat să plecăm pentru că a fost o situație bulversată la început. Nimeni nu știa ce se va întâmpla și nimeni nu a plecat de aici, de la echipă și din oraș. Și nu știu, ei au luat hotărârea asta pentru ei și până la urmă și-au asumat-o. Îți lipsește România? Ce îți lipsește de aici? Te-ai întoarce curând? Îmi lipsește România, având în vedere că nu mai pot să plec în țară. Sunt aici de câteva luni de zile și na, e greu. Eu, fiind din Baia Mare, am 140 de kilometri până acasă și uitați, cu această pandemie nu pot să intru în țară. Adică aș putea să intru, dar trebuie să stau izolat și să respect toate măsurile și asta nu-mi permite în acest moment să fac. Ai contacte poate din Liga 1 să revin campionatul românesc? Deocamdată nici nu mă gândesc la așa ceva. Sunt pe o pantă ascendent aici, am început să joc meci de meci, avem rezultate bune și având în vedere situația mea contractuală, deocamdată nici nu se pune problema să plec de aici. Unde te-ai simțit cel mai bine în România? Fiecare echipă a fost un moment important în cariera mea, dar pe departe, la Târgu Mureș, m-am simțit cel mai bine, am avut cele mai bune rezultate și de acolo am ajuns și la echipa națională.
Ce-ți mai amintești de atunci? Ați fost foarte, foarte, foarte aproape de titlu, un titlu istoric pentru Târgu Mureș. Toată lumea își amintește de acel meci cu Oțelul Galați din ultima etapă. Dar eu mă gândesc la toate momentele frumoase care le-am petrecut acolo, mai ales în ultimul an, pentru că, așa cum știți, ne-am bătut la titlu cu Steaua de la egal la egal. Și am avut o echipă frumoasă, începând de la conducere până la ultimul jucător. Sau gurile rele au spus că atunci a fost și ceva necurat la meciul cu Oțelul. Tu știi de așa ceva sau a existat așa ceva sau v-ați dat viața pe teren, cum se spune? Eu sincer nu pot să acuz pe nimeni de așa ceva și nu cred că s-ar fi întâmplat niște lucruri de urâte sau care n-ar fi corecte. Cred că fiecare jucător își dorea să câștige un campionat până la urmă. Ai fost și în curtea lui Dinamo, pare că nu te-ai acomodat foarte, foarte bine. Ce s-a întâmplat acolo? Nu știu ce s-a întâmplat. Adică, din punctul meu de vedere, nu s-a întâmplat nimic. Eu am încercat să joc cât mai bine și să demonstrez cât mai mult și să dau totul pentru Dinamo. A fost și acolo o perioadă frumoasă, am stat aproape un an de zile și chiar mi-a plăcut. Dinamo chiar este un club mare și sper să treacă peste aceste probleme care le au acum. Chiar asta voiam să te întreb. Un club de talia lui Dinamo a ajuns să fie salvat doar de banii suporterilor, este aproape să nu primească licența, trece prin momente grele clubul Dinamo. Așa este, trece prin momente grele și de câțiva ani trece prin momente grele, nu doar de acum. Dar eu cred că până la urmă tot se va găsi cineva care să fie pasionat de fotbal, de să fie atașat de acest club și să îl sprijine. Vreau să te întreb și de perioada junioratului, să spunem, când ai fost la AS Roma. Cum a fost să dai piept cu un club atât de mare al lumii? Uneori mă gândesc și acum cum a fost plecarea mea de la Târgu Mureș. A fost un pas foarte mare să plec de la o echipă din mijlocul clasamentului din România, să plec la un club foarte mare din Italia, la AS Roma. A fost ok. M-am acomodat și acolo foarte bine. Am dat multe goluri la primăvară, am făcut și antrenamente cu prima echipă. A fost o experiență plăcută din care am învățat foarte mult. Cum a fost să te antrenezi cu prima echipă și de cine erai așa mai atașat? Ce jucător îți plăcea cel mai mult de acolo când ai fost tu? Au fost toți jucătorii erau buni de acolo. Gândiți-vă că erau campion mondial, Totti, Perotta, De Rossi, erau... Nu puteai, aveai de unde să alegi. Cel mai atașat era de Lobos, datorită faptului că el era român și vorbea mai mult cu el și așa. Și foarte atașat eram de De Rossi, pentru că tatălui era antrenor la Primavera și mereu venea să ne urmărească ce facem noi copiii la antrenament și așa. Era foarte apropiat de noi. Totti era un fel de Dumnezeu la AS Roma, a jucat doar acolo. Cum era el privit? Era așa ca un monument, cum se spune? Nu doar era, este în continuare. Da, era o legendă și este și acum. Era un tip, sincer vă spun, foarte modest. Foarte, foarte modest. Vorbea cu toată lumea, cu cel care făcea de mâncare și curat, până la toți copiii care erau... Abia ajungese în bază. Era un tip extraordinar. Cât de mult ai ajutat, că spuneai de Bogdan Lobons, cât de mult ai ajutat prezența lui acolo? El tot un nume greu în vestiarul lui AS Roma. Așa este. Ne vedeam și acolo la antrenament, la baza sportivă. Ieșeam și în oraș cu el. Ne-a ajutat mult. Cel puțin pe mine, cu sfaturi, cu limba, cu multe lucruri.
Ce te-a impresionat cel mai tare la Roma? Cu ce ai rămas din acea experiență frumoasă? Am rămas cu foarte multe chestii. Nu există un lucru doar cu care am rămas de acolo, cu o mentalitate schimbată față de ce este în România, cu un trofeu câștigat până la urmă, cu Primavera și cu experiența asta pentru de a vedea jucători importanți, campioni mondiali, care cum se pregătesc la vârstele lor. Totuși aveau o vârstă înaintată și pe vremea aceea, mulți jucători. Grozav a făcut pasul spre echipa națională de la Kishvar, dar te gândești și tu, ai vorbit cu cineva de la națională, crezi că poți face din nou acest pas pentru că tu ai mai fost la echipa națională? Da, deocamdată nu mă gândesc la asta, pentru că este foarte greu, trebuie să avem rezultate foarte bune și să joc eu foarte bine și să dau goluri ca să intru în vizorul echipei naționale. Dar tot timpul sper la lucrul ăsta, pentru că este cel mai frumos lucru să joci pentru țara ta și să cânte imnul. Chiar ai trăit acest sentiment? Cum a fost când ai ajuns la echipa națională? Cu cine stăteai și cu cine vorbeai cel mai mult? Când am ajuns, am plecat doi jucători de la Târgu Mureș, mai era Sepsi cu mine și fiind la început, fiind mic, aveam 18 ani, era greu să vorbesc cu altcineva, să intru în anturajele celor în vârstă. Am stat mai mult cu el și așa și cu cei tineri care au mai fost. Dar ușor, ușor m-am acomodat după câteva selecții și nu am fost nicio problemă. Care este sau ce sentiment este când joci în tricoul echipei naționale? Nu pot să le exprim în cuvinte, trebuie să simți lucrul ăsta pe teren și chiar nu pot să spun ce senzație ai când îți cântă imnul și stadionul este plin. Pentru că suntem la capitolul echipa națională, vreau să te întreb și ce șanse crezi că are echipa națională de a trece de acel baraj de calificare și să joace campionatul european pe arena națională în București? Eu zic că are șanse 50-50 cu în primul meci și pe urmă în funcție de rezultate. Eu zic că avem o echipă și o generație foarte bună care se poate califica la european și ar fi păcat să nu jucăm la noi acasă meciurile din grupă, cel puțin. Ce jucător român îți place cel mai mult sau cine este cel mai în formă în acest moment, un jucător român? În acest moment nu știu, că nimeni nu joacă, nu se antrenează. Până la pandemie. Nu știu, sunt mulți jucători români care sunt în formă, care joacă în străinătate și cei care se în primele echipe din România, care se bat la titlu, sunt jucători foarte buni și care merită să fie acolo. În încheiere vreau să te întreb care este cel mai mare vis al tău în cariera de fotbalist? Unde ți-ai dori să ajungi? Sincer, mă gândesc să ajung din nou la echipa națională. Asta ar însemna să fac pasul și la altă echipă de club și să joc la un nivel mult mai mare. Iar ca o țară unde ți-ai dori să joci, poate să revin Italia? Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Mi-ar plăcea, bineînțeles, și Italia, dar sunt și alte campionate mult mai frumoase și interesante. Mulțumim mult de tot pentru prezență, Claudiu, și multă, multă baftă în continuare și sănătate. Mulțumesc și eu, Doamne ajută și sănătate. La revedere.